Peste 60 de cartușe de țigări au fost confiscate de polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică în urma unei acțiuni cu privire la combaterea traficului cu țigări de contrabandă. În acest context, oamenii legii au oprit o mașină care li s-a părut suspectă și, în urma controlului, au descoperit pe bancheta din spate țigări de contrabandă în valoare de 6.200 de lei. Bărbatul care conducea autovehiculul a declarat polițiștilor că țigările le are de la o persoană ce locuiește în zona Istru, pe care nu o cunoaște. Acesta a mai declarat că le-a procurat în interes personal și că nu avea de gând să le vândă mai departe. Lucrătorii poliției municipiului Giurgiu, în speță lucrători din cadrul Biroului de Ordine Publică pentru Mediul Urban, au oprit pentru control un autovehicul marca Skoda Octavia și, în urma controlului efectuat în interiorul acestuia, au fost identificate mai multe cartușe cu țigări, constatându-se că în speță era vorba de 12.200 de țigarete. Țigările contrafăcute și mașina în care se aflau au fost confiscate de către anchetatori. Suspectului se va întocmi dosar penal și, dacă va fi găsit vinovat, riscă să stea după gratii chiar și 4 ani.